Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din SnowRunner. După foarte multă vreme suntem singuri, mă băieți, după cum am discutat și pe episodul precedent de SnowRunner, altul de Florin, eram pe această hartă, pe această regiune, Tennessee Burning Mill, nu prea avem cum să jucăm împreună mereu și probabil în continuare o să mă vedeți destul de mult timp singuri, o să avem destule episoade în care o să fim singuri, probabil, suntem deja singuri în acest episod, dar probabil și în următorul episod o să fim singuri. În acest episod o să avem prima noastră cursă, Qualification Race, de la Stage 1. O să-i dăm restart pentru că deja văd că a început singură, nu știu cum. Trebuie să facem un traseu predefinit de joc. Plecăm de aici, de la start, pe drumul acesta, pe unde mă duc eu cu mouse-ul din câte am văzut. Coborâm prin această apiță pe aici și ne întoarcem pe acest drumuleț până la punctul de finish care se află în dreapta noastră. Băieți, sper să fie o cursă ok. Avem, dacă nu mă înșel, să vedem cât timp avem la dispoziție, în jur de 8-9 minuțele să facem toată această cursă. Suntem în premieră cu noua noastră mașină Gore-by-4, acea mașină care am luat-o noi de la gară, cum îi zic eu, de acolo de sus. Am customizat-o la maxim cum se putea customiza și o să-i dăm o șansă astăzi în acest traseu să vedem cum se prezintă. Eu cred că este bine că facem cu o mașinuță mică și nu cu un camion, tocmai că camionul se mișcă mult mai greuț și dacă ne răsturnăm cu asta ne mai putem trage cu camionul, s-a terminat cursa. Fără alte discuții, băieți, rupeți acolo butonașul de like să strângem la acest episod 30 de like-uri, lăsați și multe comentarii în rubrica de mai jos ca să vi le citesc în episodul viitor și haideți la prima noastră cursă pe SnowRunner, pentru că este prima noastră cursă din SnowRunner, mă băieți, oficial. Avem 8 minute 20 de secunde și deja camionul, mașinuța noastră s-a blocat, s-a terminat total. Deci ca să vedeți și voi cât de răi sunt ăștia cu noi. Startul practic ni l-a dat în dita mai mlaștina, unde se blochează aproape orice mașină, orice camion, e incredibil așa ceva. Mamă, ce e și aici. Mamă, ce e și aici, bă, băieți, bă. Fiți atenți ce e și aici. Bă, stai că eu credeam că o să fie easy peasy, dar de unde? Lemon squeezy, dar... Haide, mă, trage, bă. De ce nu-mi dă winch acolo unde vreau eu? Hai, de capul și de zile mele. Dă-i a treia, dă-i a treia și du-te. Stage complet. Mamă, dar ce mlaștină e pe aici. Eu nu prea am fost pe partea asta. Adică am fost, dar cu camionul și... Mi s-a părut mai easy peasy, sincer, cu camionul, dar cu mașinuța văd că e ca în jale. Merge ea, trage ea barbașana, dar ca în greuț. Ca în greuț, bă, băieți, ne mișcăm, ca în greuț. Să avem grijă să nu ne răsturnăm pe aici. Hai să accelerăm puțin. Gore-by-4-ul ăsta mi se pare o mașinuță foarte interesantă așa la prima vedere. Trage destul de bine. Poate o să facem și o explorare cu ea. Dai de viața și de sufletul meu. Deja a trecut un minut și ceva, dacă nu mă înșel, și noi n-am făcut nici jumătate de traseu, mă rog, avem 9 în tot. Cred că am greșit, cred că trebuia pe partea cealaltă. Bă, ești nebun la cap? Doamne, cât anămolul e aici. Eu credeam că pe aici e uscat, bă, băieți, bă. Mamă, ce e aici? Păi e greu rău traseul ăsta, vă zic sincer că e greu rău. Nu credeam că e așa greu, dar e greu rău de tot traseul ăsta. Bă, dar asta parcă sapă prea mult. Eu am fost cu camioane pe aici și nu săpau atât de mult. Asta parcă sapă de rupe. Deci că a venit la Arat. Mamă, mai avem 6 minute. Eu nu știu dacă facem cursa asta, sincer. Doamne ferește. Parcă văd că e un fail maxim. Ar fi culmea să fie un fail maxim. Și trebuiască să filmez episodul ăsta din nou. Că vă dați seama că o să-l filmez din nou dacă dau fail și nu fac cursa din prima. Ai. Hai că văd că ai și repede de aici. Că ai și repede dacă e. Dă-i mă a treia, mă, că poți să-i dai a treia. Foarte nămolos drumul ăsta și mie chiar nu mi s-a părut nămolos prima dată când am trecut pe aici. Nici nu cunosc traseul atât de bine, asta este adevărul, pentru că dacă l-aș fi cunoscut, probabil aș fi luat și niște scurtături, dar jocul nu prea îți dă timp să înveți scurtături pe această hartă, pe Tennessee. Cred că suntem... Ce ne-am dus! Ce ne-am dus? Avem noroc însă. Avem noroc cu carul. Ce ne-am dus acolo? Gore-by-4-ul s-a dus și iar s-a dus. Mamă, dar cât nămole! Nu, mașinuța asta sapă ea. În mod normal nu e atât de mult nămol.
Sincer vă zic, nu e atât de mult nămol, pentru că eu am fost pe aici cu camioane care nu săpau atât de mult și erau grele. Asta e ușoară, ar trebui să meargă pe deasupra. Dar nu merge pe deasupra. Ea se bagă în cele mai mari mlaștini imposibile. Dangerous water. Hai, că ar fi și culmea acum să mi se oprească motorul pe aici. Să rămân pe aici, asta ar fi ultima. Ma. N-avem puncte de winch, n-avem nimic. Mai avem 4 minute 30 secunde, suntem trecuți de jumătatea cursei practic. Dar ne mișcăm destul de greuț. Ne mișcăm destul de greuț pe aici prin apă. Cu siguranță era o scurtătură pe undeva și am fi putut cu siguranță să ne mișcăm mult mai bine. Deja s-a aproape blocat aici. Hai să-i dăm așa. Și am intrat pe ultimul tronson practic de drum. Hai să vedem dacă reușim noi ceva, dacă reușim să facem cursa asta din prim, ar fi extraordinar. Mai avem 4 minuțele, bă, dar nu, sapă rău de tot ăsta. Nu știu, poate să-mi spună mie ce mi-ar spune ăsta, sapă rău de tot. Se afundă rău de tot, inexplicabil, aoleu. Trage. Dă-i, că am pierdut vreo 15 secunde aici. Mamă, dar cât de greu întoarce. Cât de greu întoarce, what? Mamă, deja dau rage. Deci deja dau rage. Că sunt la limită cu timpul. Vă zic sincer că sunt la limită. Mamă. Hai. Nu știu cât mai am până la finish. Am un checkpoint în față, nu e finishul. Hai de capul și de zile mele. Nu o să mă duc pe stânci pe acolo, că mi-e frică să nu rămân blocat. Dă-i, și a fost o idee înțeleaptă. A fost o idee înțeleaptă asta că am făcut pe dreapta. Și avem finish-ul, 3 minute până la finish. Am făcut cursa, nu ne mai poate opri nimeni și nimic. Am făcut cursa easy peasy, mă băieți, mă. Hai, deci puteți să luați gorul. Descoperiți gorul, luați gorul și faceți această cursă cu acest gor by four, pentru că se merită, sincer. Chiar dacă vă răsturnați, aveți timp să reveniți foarte, foarte repede, pentru că este foarte ușor, el se trage foarte ușor. Deci am ajuns cu aproape 3 minute înainte la finish. Hai să nu exagerăm, 2 minuțele și ceva. 2 minute 30 secunde, aproape 3. Dacă nu ne răsturnam, erau 3 minuțele. Easy peasy, zic eu. New contest on Burning Man is available. Totul a decurs conform planului, mă băieți. Și am rămas și cu motorină. Chiar ne-a mișcat bine. Mai avem de făcut o cursă însă, o cursă care pleacă din partea respectivă și o să o facem tot pe acest episod. O să mă duc eu tot cu Gorbai Forul la start acolo și o să facem și această cursă. O să facem ambele curse pe acest episod. Mi se pare că facem pe... E pe circuit facem ultima cursă. Revenim direct de la start. Am ajuns și la cursa cu numărul 2 și vreau să vă spun ceva ca să știți și voi. Nu încercați să dați vâmă, băieți, și să dați recover, pentru că aici o să zică un warning foarte mare și unii din voi poate nu-l citesc, pentru că și eu am avut tendința să nu-l citesc și să dau direct ok. Și vă zice aici că dacă recuperați acum camionul, contestul o să fie pierdut și mă gândesc eu că o să fie pierdut și primul, deci o să trebuiască să refaceți și traseul anterior. Așadar, veniți cu mașina de acolo până aici, fără nicio problemă că nu este atât de departe, vă faceți plinul la mașinuță și îi dați biceți. Ascultați claxonul. Dacă ăsta e claxon, ferească-mă sfântul. Hai să-i dăm drumul la treabă cu a doua cursă. Filmăm. Hai să-i dăm drumul, băieți, să vedem ce o să iasă în această a doua cursă. Îi dăm cu viteză maximă din prima. Avem doar 3 minute de această dată, ca să vă dați seama. Avem doar 3 minuțele, bă, băieți, ca să ne facem veacul. Normal pe aici eu știu că nu e nămol, dar... Nu știu dacă asta este potrivită, dacă mașinuța asta este potrivită pentru cursă. Dar eu cred că este, dacă a fost pe aia, pe nămol, normal și aici ar trebui să fie în regulă. 3 minute, eu zic că e suficient să ajungem până în partea cealaltă. Mamă, de-abia am atins ăla și mi-a dat 6. 6 damage mi-a dat la motor. Stai că e nămol și pe aici. Joacă-o pe asta. Joacă-o pe asta că e nămol și pe aici. Eu credeam că nu e nămol pe zona asta. Și l-au pus, ați văzut cum l-au pus? Ca să nu poți să-l atingi de pe partea asta. Să fii obligat să tragi puțin de volan stânga acolo. Bă, ce nărozi. 2 minuțele mai avem. Nu știu câte checkpoint-uri trebuie să luăm. Am luat vreo 3-4 până acum. Mare grijă să nu ne răsturnăm. Că dacă ne-am răsturnat pe circuitul ăsta, suntem adios, pentru că nu avem puncte de winch cu siguranță. Adică
Sunt niște copaci pe lateral, dar depinde de zona în care te răstorni, că nu cred că bate winch-ul ăsta atât de mult, aia e faza. Mai avem încă un stage complet, mai avem 1 minut și 45 de secunde. Văd că nu prea are viteză, cine știe ce acest buggy, buggy for, sau cum am zis că se numește, mă băieți. Mamă, aici avem sal din ăla nebun. Fiți atenți că aici avem sal din ăla nebun. Aș prefera să merg mai încet, sincer, n-aș vrea să fac salturi din alea și să mă răstorn. Lăsăm spectacolul pentru alte episoade când nu suntem contra cronometru, pentru că mai avem 1 minut și 20 de secunde. Bă, dar multe checkpoint-uri, trebuie să facem tot circuitul, se pare. Am văzut cineva în comentarii acolo când spuneam, tras puțin cu ochiul la comentarii. A, deja avem finish-ul, ne rămâne un minuțel lejer. Că nu și-a cumpărat această mapă pentru că și deoarece nu îi plac cursele în SnowRunner. Dar eu zic că se merită. Dacă o găsești la un preț bun, eu zic că se merită să încerci această hartă. Cu tot că v-am zis episodul trecut că nu îmi place așa mai departe. Într-adevăr, nu aveți... Ia fiți atenți aici, că avem un cinematic, mă băieți, cu baloane, cu tot ce trebuie. Stăm puțin și privim acest cinematic frumos care ni-l oferă jocul. Probabil pe acolo o să trebuiască să facem următoarele curse, cu siguranță, de asta ne-a și arătat. Stage 1, complete the ring. Cu siguranță o să fie nebunie. Cu siguranță o să fie nebunie în stage 2, pentru că lucrurile se complică din punctul meu de vedere. O să avem cursă, o cursă micuță, două curse, chiar trei curse cu asta finală, o să fie nebunie, mă băieți, o să fie nebunie, însă data viitoare avem această misiune de făcut, trebuie să construim un pod, swap crossing, trebuie să ducem două consumabile pe care le luăm de la depo, evident de la depo, acolo de la gara de sus, și să fie duse tocmai la swap crossing, o să încercăm un traseu nou, deci probabil și data viitoare o să ne vedem singurei, băieți, nu uitați butonașul de like și cum v-am zis, încercați voi această mapă dacă o găsiți la reducere, pentru că se merită din punctul meu de vedere până la urmă, adică nu că se merită în sensul că ai foarte multe misiuni, mapa este extraordinar frumoasă și mai departe, nu, se merită dacă ești un fan adevărat al SnowRunner-ului, pentru că această hartă aduce ceva complet nou pentru voi, o altă experiență, adică nu o să mai faceți pe alte hărți ce faceți pe această hartă. Aceste curse sunt unice din punctul meu de vedere și ar trebui să le încercați. Repet, dacă găsiți această hartă, această regiune, Tennessee, USA, Burning Mill, la un preț decent pentru buzunarul vostru, băieți, eu am fost Zai, voi v-ați uitat la primele curse de pe Tennessee, aici alături de mine, în limba română, că probabil sunt mulți care le-au făcut, dar în engleză, în România, nu prea face nimeni serie de SnowRunner și mai ales cu peste 200 de episoade, hai să fim sinceri. Deci susțineți-mă în continuare cu un butonaj de like acolo și un comentariu. Și dacă nu sunteți abonați, abonați-vă, băieți, ca să fiți la curent cu tot ce postez aici. Ne vedem la viitoare, băieți. Pa, pa!